Și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să vă prezint cutia BuzzBox de sărbători, ediția de sărbători. Da. Haideți să vă arăt ce se află în cutie. Sincer, n-am desfăcut-o. Acum o desfac și acum mă uit în ea. Nu pot să ridic pentru că este destul de grea. O carticică cu toate produsele. Pentru început avem așa niște biscuiței cu cireșe sau vișine. Aceștia abia aștept să îi încerc, cred că sunt super, super buni. Prăjiturică cu ciocolată măgura. Ia uitați, cu niște gnomi aici. Sunt mai multe prăjiturele, ceea ce mă încântă. Și la Republica Bio am un cookie cu ciocolată neagră și cocos. Sunt curioasă cum este. Și mai am cu ciocolată neagră și portocale un cookie. La Candia, o ciocolată pentru prăjituri. Așa imensă. Probabil că noi o să mâncăm așa. Nu prea fac prăjituri, de ce să zic. Dar e imensă. Ia uitați cât e de mare. Wow! De la Rom, o prăjitură, o ciocolată cu caramel și ciocolată albă și cremă Rom de arahide cu caramel sărat. Ciocolată albă. Mie îmi place. Wow! Asta sunt super curioasă de ea. Și în cutia aceasta am primit bezele care sunt, bine, văd că și ambalajul este altfel. Cele de luna trecută erau pe mov, astea sunt pe roz și văd că bezelele sunt simple, celelalte erau spiralate. Ah, chiar arată pe spatele cutiei cum era cealaltă. Am mai primit și un imunicor. Astea chiar am nevoie, că mă simt destul de slăbită, cred că am sistemul imunitar slăbit pentru că se pare că am răcit puțin. Mi-a plăcut cutia aceasta pentru că conține foarte, foarte multe lucruri și am fost super încântată. Deci cum am văzut că a apărut cutia, acum am sărit pe ea. Am primit și un balsam de buze și pe spate are un acțipil. Primit și o maioneză de la Hellmann's. Și sunt super încântată pentru că vreau să fac acum de sărbători salată de beof și nu știu să fac maioneză. Și un săpun lichid de la Elmi Plant cu piersică și ceai alb. De la Cooper am primit și acest ceai. Super curioasă să îl încerc. Am primit acest ser cu hyaluric gold. Eu, din câte țin minte, l-am mai avut și mi-a plăcut. Eu așa țin minte. Mai am ceva de la... Da, l-am avut. Mai am ceva de la... tot de la Elmi Plant. Un ser, dar sincer nu-mi place. Tot de la Gold. Dar nu, nu-mi place. Ăsta, da, mi-a plăcut. L-am mai avut și mi-a plăcut mult, mult de tot. Pentru mașina de spălat vase am primit și acest igienizant, să zic așa, Deep Clean, de la Somat. Eu nu am mașină de spălat vase, dar am mașină de spălat rufe. Și mă gândesc că merge. Am și un creion nazal din acela cum era pe vremuri, atunci când suntem răciți, ceea ce poate chiar o să mă ajute cu Ludmila când o să aibă mucișori. Eu foloseam când eram mică și chiar mă gândeam într-o zi că mi-ar trebui un astfel de creion nazal pentru ea. Am și un șampon uscat din acesta mini travel size. Ăsta este foarte, foarte bun, mai ales dacă pleci undeva și ai nevoie de așa ceva. Eu, sincer, în călătorii niciodată nu mă spăl pe cap pentru că nu știu cum este apa și nu vreau să rămân cu părul băț. Așa că mă spăl acasă și după aceea când mă întorc. De la Yves Rocher am acest mini set.
A fost foarte, foarte bine ambalat. Haideți să-l desfacem, să vedem ce conține. Conține o cremă de mâini, așa, de sărbători. Și un gel de duș, cred că. Da, și un gel de duș. Astea sunt bune, asta e bună în geantă. Și ăsta e bun tot așa într-o călătorie undeva. Știți că îmi place foarte, foarte mult până acum această cutie. Mai am câteva lucruri. Cremă pentru prăjituri de făcut frișcă. Stați că Casper este la ușă. Dar pentru că nu fac prăjituri, sigur va ajunge la mama mea. Și în cutia trecută am primit aceste dischete îmbibate cu apă micelară. Nu știu de ce nu focalizează când aduc mai aproape. Probabil din cauza luminii. Am primit și un baton pentru dureri de cap, din câte înțeleg eu. Sunt super încântată și super curioasă de acest produs, pentru că eu am migrene foarte, foarte des și de aceea chiar vreau să văd cum, dacă chiar este bun. Și ultimul lucru pe care l-am primit, am primit și această hârtie de copt, care este super utilă, mai ales în perioada asta de sărbători. Asta a fost-o, dragii mei. Dacă ați urmărit până la capăt, eu vă mulțumesc mult pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Pupici! O zi sau seară minunată să aveți! Pupici!